cea mai dureroasă frângere de când sunteți aici? Most powerful, painful loss since you are here. For sure, it's a tough loss. Congratulate to Galazzi, they've been fighting till the end. Also, I must say, also my guys, we didn't give up even when Galazzi was ahead 7-8 points. I don't know what to say. This is, as I said, it's a tough shot. You know, happens to us last year, happens to us this season, and now on the other side. Tough loss, but like I said, it's 1-1. We need to go now to the Lazio and do everything possible. Da, cu siguranță este o înfrângere foarte dureroasă pentru noi. Felicitări echipei din Galați pentru victoria obținută. Felicitări și băieților noștri pentru că au luptat și au crezut în șansa lor. Nu am încetat niciun moment, chiar și când eram condus cu 18 puncte. Am trecut cu o aruncare dificilă și noi am câștigat, dar am trecut cu o aruncare dificilă. Acum s-a întors împotriva noastră. Este un moment foarte greu, dar trebuie să mergem la Galați, să dăm tot ce este mai bun și să încercăm să recâștigăm valoarea terenului. A existat un moment psihologic al partidei, când pivotul a fost eliminat și conducătorul de joc avea 4 faule. Nu s-a forțat nici măcar un faul să se elimine acest jucător. Plus că avea și avantaj pe tabelă. Este un psihologic în momentul de game, în Caleni, în Galați, în Poin Garheac. Am fost faul, să vedem puși turnei cu îndăfiți. I mean, we were talking about this. We were talking about lots of different things, but you know, it's not easy to just to come in the game and do it. And like I said, it's easy to be the general after the battle, and unfortunately, lots of things happens at the end that they didn't expect. They are massive also with the crazy threes, where they had the luck already before these 3-point shots. They need to miss the free throws, but usually it's not the case. But like. Da, sunt multe lucruri pe care le-am discutat, inclusiv acesta, însă e ușor să fii generalul după război. Au fost multe lucruri care s-au întâmplat pe teren, au marcat și o aruncare mult mai grea înainte de aruncarea finală, au marcat toate liderele pe care le-au avut pe final, dar ceea ce de obicei nu se întâmplă acest lucru. Însă ăsta este jocul, ăsta este viața, trebuie să mergem înainte. Cu cât schimbă datele probleme acest ultim rezultat? How much is the result changed? I mean, change. It's nothing changed. It's nothing over. It's harder. It's just now a little bit harder. And we know that we need to go there and win one game if we want to finish this series. Now it's a 1-1. We need to go there, focus on the next game. We have still two chances. Also, they have two chances. At least that means we need to do everything possible. We have game on Monday, and yeah, win that game and a little bit, like I said. Bring back situation on our way. Nu schimbă foarte mult, este doar mult mai dificil acum. Oricum știam că trebuie să mergem la Galați să câștigăm un meci pentru a eventual închide seria acolo. Acum trebuie să câștigăm un meci pentru a ne întoarce în avantaj. Asta este basketul, trebuie să ne profităm de șansele pe care le vom avea. Acolo sunt două șanse, trebuie să încercăm să profităm de una dintre ele și să vedem ce va fi. Vom lua ca atare primul meci care va fi luni și de acolo vom vedea și vom discuta. Este puțin teama acum sau consideră totuși că a fost un accident? Are you afraid now or do you believe this is an accident? No, I'm not afraid. It doesn't make sense to be afraid. We need to stick together, we need to come there and do our best. We knew that it would be tough games. We knew that from the beginning of the serial. We knew that it would not be easy at all. Like I said, it's nothing to be afraid. You just need to start to be more concentrated in certain situations. Go there and fight. And like I said, each game is like this, and each game will be like this. Nu ne este frică, nu avem de ce să ne fie frică, până la urmă este un joc de basket, trebuie să mergem acolo să luptăm, așa cum spuneam, o să fie poate mai greu, dar trebuie să luptăm, să ne luăm șansele noastre, să luăm meciurile pas cu pas, va trebui să începem cu primul meci, să luptăm din primul până în ultimul minut și vom vedea ce vom realiza. Ar trebui să fie o lecție și pentru unul dintre elevii noastre? Din venire de lesson, I mean lesson. It's always lesson if you learn something out of it. Then it's lesson. Another way, it's not. But like I said, it doesn't make sense to like I said now to find who is guilty, who is not guilty. I think it's the most important to stick together and to find a way to make better, especially better defense.
Galați and to win the game. Este o lecție dacă înveți ceva din ea. Dacă nu înveți ceva din ea, nu poate fi considerată o lecție. Însă este inutil acum să căutăm vinovați, să încercăm să găsim vinovați. Trebuie să mergem înainte, trebuie să mergem la Galați și să câștigăm un meci.